Bună seara! Ne aflăm în mijlocul unei anchete, foarte serios vorbesc, că aceste animale, că altfel n-am cum să le denumesc, au spart adăpătoarea. Lucru care nu s-a întâmplat niciodată de când avem noi capre. Drept pentru care s-a pornit o anchetă internă că nu se mai poate. Și să vă arătăm ce și cum. Aceasta este adăpătoarea care au spart-o, care ea săraca este montată aici de 14 ani și tocmai acum, după atâtea și atâtea generații, s-a găsit careva, nu știm cine, dar încercăm să aflăm cum și în ce fel s-a întâmplat. Deocamdată o să luăm un interviu pentru cine se face responsabil de îngrijirea animalelor și să vedem ce ne poate spune. Bună seara! Bună seara! Vă rog să spuneți când ați descoperit această grozăvie, această monstruozitate care s-a întâmplat de atâta timp. Spuneți cum și pe cine bănuiți. S-a întâmplat acum câteva ore, am depistat-o și bănuiesc pe dânsul. Dânsul? Cine este dânsul? Spuneți-ne. Dânsul este Cătălin. Cătălin se numește? Da. Să-l vedem. Deci el este Cătălin. El este Cătălin. Uitați-l, s-ar putea să fie vinovat. Pentru că nici nu se uită la noi, are privirea ciudată, da, uitați-l, da, e foarte pasiv, el crede că ne înșeală. Cătălin. Mestecăciungă, da, mestecăciungă, așa e tineretul în ziua de azi, mestecăciungă. Pe altcineva mai bănuiți? Nu. El este singurul? Și el este șeful clanului aici, cum ar veni, acestei hoarde. Până la urmă îl iertăm că... Dar dacă nu e el, pentru că observ, ia uitați, mai avem pe cineva aici care are un ciot. Deruați pe cameră și convingeți-vă. Mai avem pe cineva aici care deja se ferește. Ce face, mă? Poate cred că știe ceva. Te acuză pe tine, băiatul? Cred că știe ceva. Da? Te acuză? Da? Mai avem. Cercul de suspecție este deschis. Uitați-le ca să le vedeți. Toate tac și nu spun nimic. Va fi o anchetă în toată regula. Iar făptuitorul va fi aspru pedepsit. Puteți să concluzionați ceva la final? Nu avem ce concluziona. Deci, și cine repară și cine suportă cheltuiala? Cred că dumneavoastră. Și reparația și cheltuiala. Adică eu? Adică. Da. Vai. Da, băiat. Și dânsul care este principalul vinovat, nu? Nu. S-a uzat de atâția ani de zile, de ger, de călduri. Asta e. Adică dumneavoastră dați vina pe uzura fizică a produsului, da, nu? Da. Că cineva ar fi băgat cornul acolo și ar fi rupt. Se poate și asta, se poate și uzura și de atâția ani de zile. Bine, eu vă mulțumesc frumos pentru colaborare, cu toate că nu e încă lămurită problema 100%. Plătim și cu asta încheiem discuția. Da. Ancheta este în desfășurare. O să vă ținem la curent cu tot ceea ce se întâmplă. O să verificăm pe camerele de supraveghere, vom vedea cine se face vinovat. În caz că aveți și dumneavoastră asemenea exemplare distrugătoare care în loc să facă în loc să stea liniștite și să-ți vadă de treaba lor de capre, ele se comportă ca niște monștri cu patru picioare care fărâmă și distrug tot ce le ies în cale. Na că le-am zis-o. În caz că aveți ceva de comentat, puteți să lăsați în comentarii. Na că am zis-o și pe asta. Da, lăsând gluma la o parte, acum o să trec să înlocuiesc paguba.
Așa, bine că astea, oricum, cu trecerea timpului, trebuia să se întâmple odată și odată, că na, mai mănâncă și pe el de capul și să frichină de ce apucă. Și am cumpărat o adăpătoare nouă, să vă arăt acum și dumneavoastră cum arată. Aceasta este Made in Italia. Așa, și așa arată ea la interior, flotor, cutie, capacul care protejează flotorul, vine așa aici cumva, invers, așa, și asta e, e identică cu cea care este pusă la noi de acum 14 ani. Asta de aici. Voi începe ca să desfac și o să vedeți și cum. Cred că nu o să-mi ia timp mult. Sper că în maxim 5-6 minute să termin tot. Pentru asta avem nevoie de macara, să dăm acoperișul la grajd, pentru boldo excavator, să săpăm prin curte, să facem tranșee, de cheie franceză, cheie engleză, cheie de ce mai cheie și la final o cheie de 13, bormașină și un ctește. Haideți la treabă! De când am făcut grajdul sunt astea, de acum 14 ani. Am lăsat decât într-un capac, într-un șurub aici, pentru că am blocat apa. Așa. Și acum să scot șuruburile din spate și să scot adăpătoarea pur și simplu. Am scos adăpătoarea, acum urmează să desfac de aici, de la cotul ăsta, după care o să desfac cotul și îl voi fixa pe cealaltă nouă. Apa nu am oprit-o, curge, dar curge încet, am dat drumul să consume în solar, să nu am presiune și ținem un deget aici și rezolvăm problema repede. Gata, am reușit, am pus-o, nu a durat mult, mai mult de 10 minute să zic, am avut probleme cu un cot. Acum am rezolvat-o și sperăm să țină și asta la fel de mult ca și cea pe care am înlocuit. Asta e, așa arată. Are 2 litri și jumătate debit, rezervorul. Flotorul este aici, protejat. Apa curge, fără probleme totul. Cam asta a fost cu adăpătoarea pe ziua de azi. Am înlocuit-o fără nicio problemă.
Am prins-o. Protejată, totul cum era înainte, fără probleme. O să încerc să-i fac și în partea asta aici, să fac cumva un garden din ceva, ca să nu cumva să se mai frece cu capul acolo, să protejez marginea. Și sperăm să nu se mai întâmple. Dacă v-a plăcut ancheta noastră de astăzi, ne bucurăm că ne-ați urmărit până la final. Puteți să ne dați un like și puteți să vă abonați la canalul nostru de YouTube, pentru că este gratis și nu vă costă absolut nimic. Vor urma în continuare filmări cu și despre capre și despre solar și despre ce se mai întâmplă chestii pe la noi prin curte. Până data viitoare, la revedere!